Bună ziua! Bine ați venit la Hipodromul Golden Race, Urlați, ediția 2017, primul an, de fapt, Hipodromul care promite, concurs destul de greuț. Și asta și semifinala? Și semifinala destul de grea, vremea, cum o știe toată lumea, porumbei au sosit, felicitări câștigătorilor, participanților, spectatorilor, dorim succes în continuare proprietarului și... Tuturor celor care vor participa la edițiile următoare. Bineînțeles, bineînțeles. Deja s-au anunțat băieții, mai facem și noi lobby pentru ce se întâmplă aici, că e destul de bine. Corect. Și pe viitor sperăm să fie, modificăm puțin curtea, ca să aibă loc mai multă... Și lume. Intrăm și în grădină. Bineînțeles, bineînțeles, mai scoatem niște zmeuri. O evită locul legiu. Da. Și să oferim și noi cupe, diplome. Frumos. La tot ce se face în locul 1, 2, 3. Da. Am înțeles că se premiază mai multe etape, inclusiv două etape de antrenament, dacă nu greșesc. Trei hotspoturi, semifinală și finală, da? Da. Da. Putem să dăm drumul. Vă rugăm, sigur că da. Deci, diplomă pentru crescătorii Mia Tudor plus Stan, seria porumbelului. 405-03-92 de 2017, antrenament 50 de km, locul 1. Ține minte, băi! Felicitări! O fotografie, vă rog, acolo, dacă sunteți amabil toți trei. Este! Crescătorul Drăghiși Cosmin, seria porumbel, 40-99-129 de 2017, antrenament 50 de km, locul 2. Este prezent? Nu este. Puneți-le deoparte, da? Crescătorul Ambiția MMA, serie porumbel, 07-20-37 de 2017, antrenament 50 de km, locul 3. Bravo! Tim Iulian și Ionuț, seria porumbel 50-32-619 2017, antrenament 70 de km, locul 1. Țopaie Vasile, seria porumbelului 405-20-06 2017, antrenament 70 de km, locul 2. Nici domnul Țopaie nu este. Frone și Șovoială, 52-92-01 de 2017, antrenament 70 de km, locul 3. Felicitări! Stați aici pentru că mai aveți un loc 1 la hotspot 1, Panciu, 122 de km. Facem și o fotografie, vă rog, aici. Mulțumesc! Porumbelul cu seria 52-92-02 de 2017, deci am spus hotspot numărul 1, Panciu 122 de km, locul 1. E și 2, e și 2. Da, ba da, ba da. Deci tot domnul Frone cu Șovăială, 52-92-01 seria porumbelului, hotspot 1, Panciu 122 de km, locul 2. Bravo! Bravo, bravo! Imediat aici, vă rog. Mersi. Enache și Crăiță, 20-82-147 de 2017, hotspot numărul 1, Panciu 122 de km, locul 3. Cred că nu este, nu? Nu este, nu. Domnul Sorin Nițu, seria porumbelului 40-90-002 de 2017, hotspot numărul 2, Bacău, 183 de km, locul 1. Felicitări! Domnul Cernea și Mălescu, 01-99-12 de 2017, hotspot 2, Bacău, 185 de km, locul 2. Bravo, felicitări! Băi, iubi aici! Aici, vă rog, vă rog. Mersi.
Enache și Prăiță, 20-82, 147 de 2017, hotspot numărul 2, Bacău, 183 de kilometri, locul 3. Irimia, Tudor și Stan, seria porumbelului 405-03-97 de 2017, hotspot 3, Săbăoan, 230 de kilometri, locul 1. Bravo, Iorgică! Așa, țineți o puțin, vă rog. Așa. Mersi. Sorin Nițu, seria porumbelului 40-90-002 de 2017, hotspot numărul 3, Săbăoan, 230 de kilometri, locul 2. Marian Bucurică, seria porumbel 40-78-720 de 2017, hotspot 3, Săbăoan, 230 de kilometri, locul 3. Să trecem la semifinală. Frunzeanu Florin, locul 1. Semifinală la Hârlău. Bravo! Bravo! 405-25-02 2017. Felicitări! Aici, vă rog. Zâmbește un pic, cine? Zâmbește un pic. Nu, prea mult, dar zâmbește un pic. Drăgan, Andreea și Vasile, seria porumbelului 08-57-01 de 2017, semifinală, Hârlău, 275 de kilometri, locul 2. Bravo! Bravo, bravo! Aici, vă rog. Mersi. Drăghici Cosmin, seria porumbelului 40-99-129 de 2017, semifinală, Hârlău, 275 de kilometri, locul 3. Felicitări! Și să trecem la finală, ce a avut loc astăzi, locul 1, finală de Răbani, 375 de kilometri, ambiția MMA. Bravo! Bravo! Seria porumbelului 072037 de 2017. Încă o dată felicitări, băiatul încă nu a ajuns. Locul 2, Rize, Adi și Ursuleasa. Seria porumbelului 509441 de 2017, finală de Răban, 357 kilometri. Bravo! Da. Locul 3, Tudose cu Romică, seria porumbelului 086-208 de 2017, Dărăban, 357 de kilometri. Bravo! Bravo! Aici, te rugăm. Mersi. Locul 4, Cernea și Mălescu, seria porumbelului 019-905-217. Ia uite zioarțele astea, mă. Felicitări. Iar te-a luat la antrenamente. Bă, bine, eu zic în tine, nu în cer, mă. Zic în tine că tu oricum ești pitit. Te-a bătut, te-a ajutat băiatul ăsta să... Ne-am ajutat? Te ridici. Să te ridici tu un pic din gârlă. Aici, vă rog. Mersi. Bravo! Mulțumim. Bravo, da! Și locul 5, ambiția MMA, care are și locul 1, porumbelul 072045 de 2017. Bravo! Bravo. Un cuvânt de final, dacă sunteți amabil. Toată lumea mulțumită, entuziasmată, ținând cont de faptul că este primul an când se organizează la Urlați acest columbodrom. Sperăm ca la anul să fie o grupare mai puternică. Cu siguranță va fi. Cu siguranță. Se mărește și premiile cu siguranță. Or să fie și alte etape. Noi vrem să fie bine. Eu sunt simplu spectator, am venit ca să văd un spectacol. Anul viitor participant. Bineînțeles. Am înțeles. Cu siguranță. Vă mulțumim mult. Domnul Petrică, dacă sunteți amabil să ne spuneți câteva cuvinte la final de ediție. Ce pot să vă spun este că, într-adevăr, a fost un sezon destul de greu. Să vede, de fapt, s-a văzut, de fapt, și la finală. Porumbei au fost foarte bine antrenați. V-a fost greu pentru prima ediție? A fost un efort mare? Cum vi s-a părut? Nu? A fost chiar o plăcere și o satisfacție finală, că, într-adevăr, toată lumea a fost mulțumită și... Știm că i-ați pregătit foarte bine, sunteți o persoană extrem de meticuloasă. Suntem convins că anul următor altfel vor sta lucrurile, adică mult mai bine.
Sperăm, sperăm mult mai bine. Cu siguranță, o să vedeți că... ...e puțin mai mare și atunci, normal că și satisfacția vor fi și mai mare. Deci să înțelegem că invitația e făcută tuturor celor prezenți, dar și celor care nu sunt prezenți. Și... Vă mulțumim mult încă o dată, vă felicităm pentru tot efortul făcut. Multă baftă în continuare. Doamne, ajută și noi, mulțumim. Cu stimă, numai bine.